Salutare, fraților! În episodul de astăzi vă voi arăta două chestii foarte șmechere. Începem cu cum să vopsești ca un profesionist, să nu se vadă că ai lucrat în urma ta. Sper că nu se va vedea. Ok? Și al doilea videoclip este cum să dai polish unor faruri, astfel încât să iasă, uite așa, rezultatele se văd, își pun cuvântul. Hai să trecem la treabă. Pentru a fi sigur de treabă, începem carena asta și trebuie să fim absolut siguri că în zona în care am lipit-o, aici, 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 va fi întărită prin spate cu puțină fibră de sticlă, tocmai pentru a nu avea problema. Vedeți cum arată cu crăpătura asta? Crăpătura e sus deasupra farului. Vezi de la sfârșit cum o vom scoate. Amestecăm puțin la bază cu niște întăritori de fibră de sticlă. Teoretic avem nevoie de 2% întăritor în bază. Folosim ce găsim la îndemână să amestecăm bine, bine, bine. Eu aici sunt sigur că am pus peste 2% pentru că vreau să am o reacție mai rapidă de întărire. Pentru că nu vreau să aștept 24 de ore pentru a se întări. Ok, am amestecat bine, bine și acum trebuie să ne grăbim. Cât timp ne se întărește lucrarea de aici de sus, folosind șmirghel și o bormașină, venim și încercăm să curățăm aici cât de bine putem cealaltă spărtură. Aici era carena un pic spartă, iar aseară am lipit-o cu oxipol, cred că va fi și pe unul din videoclipuri, dar nu sunt sigur. În fine, doar pus niște oxipol atunci când am lipit carena, la fel ca și aici sus, nu e mare chestie. Ok, acum că am șlefuit, zic eu, toate zonele unde motocicleta era lovită, avem nevoie de puțin chip pentru a stupa crăpăturile, cum ar fi asta, aceasta de aici de sus. Așa. Kitul este un material bicomponent, deci are nevoie de o bază și de un întăritor. Baza este asta de aici. Eu zic că am luat destul. Așa, perfect. Și asta este partea de întăritor. Partea de întăritor se aplică peste bază. Din nou avem nevoie de undeva 2%. Am pus, cred că, un pic mai mult. Și amestecăm bine, bine, bine. După ce am amestecat grundul, kitul, venim frumos, ștergem zonele unde urmează a fi aplicat, să fie curate, curate, curate. După ce s-a întărit bine kitul, luăm același mirier pe care l-am folosit pe bormașină, dar acum îl vom șlefui la mână pentru a avea ceva mai mult control. Am șlefuit prima parte, ne asigurăm că atunci când trecem cu unghia nu se simte nicio
trecere bruscă, deoarece dacă se va simți și cea mai mică trecere bruscă, asta înseamnă că vom avea probleme pe urmă la vopsea. Suntem afară. Vom încerca un pic pe această zonă să aplicăm un pic de grunt, să vedem. Grundul ăsta e doar un pic preliminar pentru a vedea cum este linia. Ok, după cum vedeți, toate scâlieturile astea, toate astea vor apărea prin vopsea dacă nu ne ocupăm de ele acum. Cum scăpăm de ele? Păi... foarte ușor. Doar trebuie să folosim tehnica pușmirghelul, de la cel mai fin la cel mai abraziv. Avem aici toate foile. Începem ușor ușor cu apă, cu tot ce trebuie. Avem chiar în ordine. Începem cu 220. Cam așa arată pe primul șmirghel. Trecem la 400. Ultimul șmirghel pe care îl folosim, 800. Asta ar trebui să facă foarte, foarte fină. Curățăm bine suprafața. Dăm a doua mână.
nu! Ia ziceți-mi voi acolo jos în comentarii cum vi se pare. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like, să dați subscribe, să trimiteți clipul și altora și până data viitoare aveți ce de voi. Pa!